și când arunc grâul, pică și pleavă pe jos. Mărturisea un frate, zice, am fost la o altă adunare și ispita asta e când te duci în altă adunare, tu crescând într-o adunare, te duci și să vezi aia ca tine, fetele de la coră, ea care cântă, ea care predică. Și cum am ajuns în adunare, m-am pus, am găsit greșeli la ăștia care cântau, am găsit greșeli la ăla care predica, am găsit greșeli la ăștia care veneau în sală. Dar zice, la un moment dat, ori a dus pe unul lângă mine. Și imediat au zis să cântăm o cântare. Zice, nu mai puteam închina, nu mai puteam bucura, nu mai puteam asculta predica pentru că am văzut, am vânat niște greșeli și eram pe ele. Dar ăsta de lângă mine, zice, când mă uitam la el, când era cântare, mă uitam la el, el era așa. Când era la rugăciune, el era așa. Mă uitam, zice, bă, ăsta e de la yoga. Trebuie să fie de la yoga. Nu stă numai așa. La sfârșit, o da mâna cu mine, zice, slavă Domnului, a fost o slujbă minunată. Zice, păi, dar ce-a fost minunat, că am văzut numai greșeli. Ascultă-mă, dacă vii în biserică și începi să vorbești de rău pe cineva, începi să vânezi și să judești pe cineva, ține minte ce spun în seara asta. Dumneatale nu te mai poți pocăi. Dumneatale nu te mai poți bucura în casa lui Dumnezeu și nu te mai poți închina pentru că nu ești orientat spre tine, ci ești orientat spre altul. Uitați-vă dumneavoastră în Scripturi, când farisei și cărturarii îl ascultau pe Domnul Iisus, îl ascultau, îi ascultau predicile să pocăiască, dar de ce îl ascultau? Să prindă, să vâneze vreo vorbă ca să-l judece și să-l învinuiască. Astăzi în biserică este la fel. Oamenii au ajuns niște vânători celebri, care vânează câte o vorbă, o greșeală într-o cântare, nu știu cum stă cămașa la unul, și vânează lucrurile astea, da? Ca să le pună, cum spuneam aseară, la emisiunea Observator și să discute despre ele. Să începe să comentezi lucrurile astea. Era un bătrân undeva într-o adunare, ăsta predica cu har. Și la un moment dat, unul așa mai țăvnos din adunare, la sfârșitul unui predici, vine la bătrân și zice, ați predicat foarte bine, dar ați avut peste 10 greșeli gramaticale. Și bătrânul se uită la ea, zice, mă, zice, eu sunt de la țară. Și în fiecare dimineață eu mă duc să dau la găini de mâncare și mă duc cu traista de grâu. Și când arunc grâul, pică și pleavă pe jos. Dar zice, găinile mele sunt așa de deștepte că mănâncă numai grâu, pleavă o lasă. Deci unii nu fac altceva decât să vâneze și să mănânce pleavă și pleava nu satură pe nimeni, absolut pe nimeni. Nu te va sătura absolut niciodată. Doamne, ai milă de noi.